Noi suntem acolo în fund, nu? Dacă fac cu mâna, acum se vede? Bani prost, dar să știți că am primit această întrebare. Și imaginea este live din satelit. Acum nu, a fost înregistrată. Imaginele din Salina Turda au fost înregistrate în cursul lunii mai. Precum ați subliniat, au durat două zile, dacă am înțeles bine. Și acest lucru se întâmplă pentru orice altă înregistrare. Niciodată nu sunt imagini live transmise din satelit sau în vreun fel urmărite. Alte întrebări? Da? Ok, întrebarea era ce aparatură se folosește pentru captarea acestor imagini. Cred că sunt nouă camere care înregistrează la nivel panoramic, 360 de grade. Pot exista un tracker care este un gen de bicicletă, tricicletă, tracker, care are același dispozitiv montat pe o bicicletă și care permite accesul acolo unde nu există un drum asfaltat și mașina nu ar putea intra. Există un rucsac care poate fi purtat în spate și sistemul de camere este undeva deasupra capului și permite o înregistrare în muntele Kilimanjaro. Există un tripod care a fost folosit aici în Salina. Și există de asemenea pe înregistrările sub apă, implicit același sistem în spatele unei carcase etanșe care permite să vizualizezi bariera de coral. Putem să intrăm pe bariera de coral? Încercăm. Răspund la întrebare?